Geamănul malefic al pământului are aproximativ aceeași mărime și masă, dar are o atmosferă incredibil de toxică, plină cu dioxid de carbon dens, temperaturi sufocante și ploi acide. Venus este atât de inospitalieră încât am renunțat la trimiterea sondelor spațiale acolo înainte de sfârșitul ultimului secol. Totuși, multe dovezi sugerează că planeta geamănă nu a fost întotdeauna așa. Astfel, astăzi vom răspunde la întrebarea: a existat viață pe Venus înainte de viața de pe Pământ? Suprafața planetei Venus este ostilă vieții așa cum o știm noi. Atmosfera sa este compusă în cea mai mare parte din dioxid de carbon în proporție de 96,5% și este atât de densă și grea încât presiunea atmosferică de la suprafața planetei este de 92 de ori mai puternică decât cea a Pământului. Acest lucru înseamnă că mersul pe suprafața lui Venus ar fi ca și cum te-ai plimba pe fundul mării la 920 de metri adâncime, printr-un ocean de acid sulfuric și temperaturi ce depășesc 470 de grade Celsius. Fiecare planetă din sistemul nostru solar este ostilă pentru noi oamenii, fără unele ajustări semnificative și totodată rotația lui Venus diferențiază planeta de celelalte. La fel ca Uranus, se rotește în direcția opusă față de celelalte planete din sistemul nostru solar. Rotația sa este de asemenea extrem de lentă. Un ciclu zi-noapte pe Venus durează 116,75 de zile pământești. Cel puțin gravitația lui Venus este ceva de care nu trebuie să ne îngrijorăm, pentru că aceasta este cu 8,87 de metri pe secundă la pătrat mai mică decât a Pământului. În timp ce dimensiunea și forța sa gravitațională din prezent sunt singurele caracteristici similare cu cele ale planetei noastre, oamenii de știință au folosit aceste asemănări pentru a sugera încă o dată că Venus a putut susține cândva viața. În urma unui studiu efectuat de NASA cu ajutorul modelelor computerizate s-a descoperit că Venus ar fi putut susține oceane lichide timp de 2-3 miliarde de ani din cei 4,5 miliarde a existenței sale dacă la suprafața planetei ar fi fost un anumit nivel de apă. Chiar dacă Marte a avut apă lichidă la suprafața sa pentru doar 400 de milioane de ani, Venus este un candidat mult mai bun pentru susținerea vieții extraterestre. În simulările făcute de NASA s-a descoperit că temperaturile de pe planeta geamănă variau între 20 și 50 de grade Celsius. Acest lucru înseamnă că acolo erau aceleași temperaturi ca în unele părți din apropierea ecuatorului de pe planeta noastră, unde oamenii trăiesc de mii de ani. Deci a fost cu siguranță potrivită pentru susținerea vieții, inclusiv a celei inteligente. Această revelație a dus la o schimbare în înțelegerile noastre despre ce fel de planete pot fi locuibile în afara sistemului nostru solar. Anterior, în zona Venus, așa cum se numește zona unde se află planeta Venus față de Soare, se credea că este o regiune cu prea multă radiație solară pentru a menține apă lichidă, însă acum avem multe motive să credem că acest lucru nu este adevărat. Asta înseamnă că multe exoplanete pe care le-am descoperit în trecut și nu le-am numit ca fiind afară din zona locuibilă circumstelară ar putea adăposti viața extraterestră. Asta nu numai că ne crește șansele de a descoperi forme de viață pe alte planete, dar într-o zi poate că vom descoperi o nouă casă pentru omenire dacă avem nevoie. Aceste planete aflate în zona Venus ar putea fi puțin mai calde decât suntem noi obișnuiți, dar dacă pot susține o cantitate suficientă de apă lichidă timp de miliarde de ani, atunci merită cu siguranță atenția noastră. Totuși, dacă Venus a fost cândva capabilă să sprijine viața, atunci ce a transformat-o în pustietatea toxică din prezent? Oamenii de știință nu au un răspuns concret pentru această întrebare, însă una dintre cele mai populare teorii pe această temă este că Venus a experimentat o degazare, un eveniment vulcanic care a dus la o revărsare de gaze otrăvitoare cum este dioxidul de carbon, care a avut un efect de seră în urmă cu 715 milioane de ani. Pe Venus există vulcani activi chiar și în prezent, iar atmosfera densă și volumul uriaș de dioxid de carbon poate fi dovada că în trecut a avut loc o perioadă apocaliptică pe planeta geamănă. Cum schimbarea climatică este una dintre cele mai urgente probleme cu care se confruntă omenirea, să înțelegem cum a ajuns Venus în starea actuală ne-ar putea ajuta să prevenim un eveniment catastrofal pe planeta noastră.
Dacă în trecutul îndepărtat erau planete gemene identice, poate că vor reveni la acest statut și nu prin disiparea norilor toxici de pe Venus care ar ajuta la prosperitatea vieții, ci prin declinul elementelor esențiale vieții de pe Pământ. Apoi, din nou, alte teorii spun că oceanele lichide ale lui Venus ar fi putut ajuta la prăbușirea planetei. Spre deosebire de Pământ, Venus nu are sateliți naturali, dar dacă a avut vreodată apă, înseamnă că avea și o maree solară controlată de gravitația Soarelui. Unele dovezi sugerează că mareele ar fi putut încetini rotația planetei. În 2019, cercetătorii din cadrul Universității Bangor, din țara Galilor, au susținut că acest lucru s-ar fi putut întâmpla și pe Venus, cauzându-i o rotație incredibil de lentă, rezultând în planeta nelocuibilă pe care o avem în prezent. O barieră ce împiedică efectuarea studiilor amănunțite este faptul că suprafața lui Venus are o vârstă de doar 500 de milioane de ani, deci s-a format după ce planeta a devenit ostilă vieții. În timp ce norii lui Venus sunt, în teorie, plini cu acid sulfuric, spațiul de deasupra norilor este sugerat de cele mai multe ori ca fiind locul potrivit pentru instalarea coloniilor umane. Am vorbit și noi despre terraformarea lui Venus în câteva videoclipuri, o să vă las un link în descriere. Se crede că la aproximativ 50 de kilometri deasupra suprafeței, presiunea este similară cu cea de la nivelul mării de pe Pământ, iar temperatura scade până la 60 de grade Celsius. Totuși, pe lângă faptul că acest mediu ar putea fi mai prietenos pentru oameni, acești nori ar putea fi ultimul refugiu al oricărei forme de viață ce ar fi existat pe Venus. Microbii rezistenți puteau trăi în acești nori destul de bine. Cunoaștem că unele organisme pot prospera în condiții extreme pe Pământ, de exemplu tardigrada, un animal nevertebrat foarte mic cu o lungime de 0,1 mm, poate supraviețui la temperaturi cuprinse între minus 200 de grade și 150 de grade Celsius. Inclusiv despre acest animal minuscul și drăguț am făcut și noi un videoclip, găsiți de asemenea linkul mai jos. Chiar și norii de pe planeta noastră sunt casa mai multor tipuri de forme de viață microbiană, deci norii, pe cât de subțiri și ușori par, reprezintă un ecosistem în sine, iar cei ai lui Venus pot fi la fel. Este de asemenea posibil ca astfel de organisme să se fi răspândit către Venus de pe Pământ. De exemplu, rocile aruncate în afara atmosferei în timpul impacturilor violente ar fi putut ajunge pe Venus în trecut, la fel cum materialele venusiene ar fi putut ajunge pe malurile planetei noastre. Acest lucru înseamnă că o migrație interplanetară a organismelor mici ar fi putut avea loc în trecut și astfel oamenii ar putea avea origini venusiene sau formele de viață venusiene se trag de pe Pământ. Este posibil în egală măsură ca ambele planete să fi fost însămânțate cu viața provenită de pe oricare alt corp ceresc din sistemul nostru solar, dar aceste forme de viață să fi evoluat complet separat pe planetele vecine timp de miliarde de ani, înainte ca Venus să fie devastată de gazele cu efect de seră. Nu vom cunoaște toate aceste aspecte posibile până când nu vom analiza planeta Venus în detaliu, dar este cu siguranță posibil ca strămoșii noștri microscopici să vină dintr-o altă parte a sistemului solar. Ca urmare a revelațiilor teoretice cu privire la trecutul lui Venus, interesul nostru pentru planeta geamănă a crescut considerabil. Chiar dacă ultima sondă spațială trimisă acolo de NASA a fost în 1994, ei și alte companii spațiale plănuiesc să schimbe acest lucru. Începând cu anul 2020, cel mai probabil vor fi mai multe misiuni de explorare a lui Venus. NASA a propus deja două misiuni în acest sens, una numită Veritas, unde se vor folosi radare pentru a cartografia tipografia lui Venus și o altă misiune numită Da Vinci, unde va fi trimisă o sondă pentru a studia compoziția atmosferică a planetei. Agenția Spațială Europeană ESA și Organizația Indiană pentru Cercetare Spațială ISRO au un plan să lanseze stații orbitale venusiene, iar Roscosmos, adică un fel de NASA a Rusiei, are în considerare trimiterea unei sonde de aterizare, unei sonde orbitale și a unei stații de cercetare pentru analizarea suprafeței lui Venus, vulcanilor de acolo și condițiilor meteorologice. Cu toate acestea, nu există niciun plan de a trimite oameni pe sau înspre Venus în viitorul apropiat. Cu siguranță vom învăța mai multe despre planeta geamănă în următorii ani dacă aceste misiuni vor fi duse la bun sfârșit.
În încheiere, răspunsul într-o singură frază la întrebarea de astăzi este următorul. Nu știm cu siguranță dacă a existat viață pe Venus, dar știm că ar fi putut avea oceane lichide, permițând astfel dezvoltarea formelor de viață timp de miliarde de ani. Voi ce credeți? Vom trăi suficient de mult încât să fim martorii îndeplinirii primelor misiuni pe Venus? Răspundeți-ne în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!